Consilierul PNL Constantin Rusu a atras atenția încă de la începutul ședinței că aceasta nu îndeplinește prevederile legale, deoarece nu a fost convocată în termenul stabilit prin lege. În plus, postul de administrator public nu se justifică, cum nu se justifică nici cheltuielile aferente unui asemenea post, în condițiile în care bugetul este aproape gol. Acest proiect trenează din 2011. El a fost votat, este și hilat, prin desființarea unui post de portar și înființarea unui post de administrator public, ca să fie loc în organigramă. Pe articolul 112, care reglementează numirea administratorului public din legea 215, se prevăd ce atribuții pot fi delegate în cadrul contractului de management de către primar. Ori dacă vă uitați, atribuțiile managerului, acestui administrator public, se suprapun până la identitate cu atribuțiile primarului. Atunci de ce mai avem nevoie de primar? Mai mult, potrivit legii 215, primarul în condițiile în care consideră că activitatea este mult prea stufoasă, poate delega competențele viceprimarului. Deci potrivit legii. Prin urmare, nu vedem utilitatea acestui post de administrator public. Și atunci prima propunere pe care eu o am este desființarea acestui post de administrator public și radierea lui din organigramă. Nu consider că la ora actuală, dat fiind bugetul, repet, nu l-am văzut, dar bănesc că nu stăm foarte bine, nu cred că este cazul să împovărăm bugetul cu cheltuieli inutile. Și totuși, majoritatea din Consiliul Local Hunedoara a votat criteriile de selecție a candidaților pentru funcția de administrator public al municipiului Hunedoara, criterii cu dedicație pentru boxerul Mihai Leu. Potrivit lui Constantin Rusu, decizia majorității din Consiliul Local Hunedoara contravine legilor, deoarece favorizează un anumit candidat. Prin urmare, se va adresa instanței de contencios administrativ. Anunțul a fost făcut în plenul ședinței. Constantin Rusu a început demersurile, prefectura încă nu s-a pronunțat, iar primăria ce face? A stabilit data concursului pentru perioada 22-24 august.